Locurile de joacă din Constanța, capcane pentru copii Din ce în ce mai multe spații de joacă din oraș au leagănele rupte, toboganele găurite și covoarele din cauciuc distruse Părinții se plâng de felul în care arată locurile de joacă și se tem să-și lase copiii nesupravegheați Nu mai las! De ce? E periculos! V-ați lăsat nepoții aici? Nu De ce De ce? Dacă toate sunt fără vai mama lor Lângă ei, da nu putem să-i lăsăm o secundă, ne supravegheți. Locul de joacă din zona Casa de Cultură arată pe zi ce trece tot mai rău, asta la nici 2 ani de când a fost renovat. Toboganele sunt acoperite de grafiti, au vopseaua sărită și sunt pline de rugină. Covarele din cauciuc ce acoperă suprafața locurilor de joacă sunt pline de cratere, iar gropile sunt atât de mari încât copiii pot ascunde în ele jucării. Acest leagăn zace complet distrus în parcul din zona casei de cultură încă din luna martie. Părinții se plâng de locurile de joacă din Constanța și se tem pentru viața celor mici. Același peisaj dezolant și în locul de joacă din zona Tic Tac, spațiul de doar 12 metri pătrați are 4 posturi de joacă, prea puține pentru numărul mare de copii din cartier. Deși a fost construit recent, leaganele și topoganele sunt deteriorate, iar covorul cauciucat este sfâșiat. Constanțenii se plâng și de locul de joacă din zona Tomis Nord. Deși este un cartier plin de copii, parcul are doar patru elemente care nu sunt în cea mai bună formă. Autoritățile promitau în luna martie reabilitarea 10 spații de joacă până la finalul acestui an. Din aceste 45 de locuri de joacă, 15 au fost reabilitate în anul 2021, iar pentru anul în curs avem în plan reabilitarea a încă 10 locuri de joacă. Vorbele nu s-au mai transformat însă în fapte, în timp ce părinții spun că se tem pentru siguranța copiilor care își petrec timpul la locurile de joacă, administrația locală tace mâlc, nimeni nu-și asuma un termen pentru remedierea situației. Biroul de presă al primăriei ne-a transmis astăzi că proiectul pentru reamenajarea 15 locuri de joacă se află în curs de evaluare și că pentru alte șapte spații de joacă urmează să se semneze contractul de proiectare. În cadrul proiectului de reamenajare locuri de joacă existente din municipiul Constanța avem un lot de 10 locuri de joacă existente, a cărui valoare estimată a achiziției este de 4 milioane lei fără TVA și un lot de 5 locuri existente, valoare estimată 2 milioane lei fără TVA. Ambele proceduri se află în stadiu de evaluare a ofertelor. Pentru alte 5 locații avem situația cadastrală incertă. Un alt proiect de locuri de joacă noi include 10 locații pentru care avem contract de proiectare în derulare. Primăria Constanța a promis în noiembrie anul trecut că va investi peste 115.000 de lei pentru modernizarea locurilor de joacă din oraș.